Bună seara și bun găsit la Vocile Iașului. Astăzi este prima zi în care se reia activitatea în mod oficial după aceste zile de sărbători. De obicei există și aceste sondaje de opinie. Românii își propun după aceste zile să reducă din greutatea acumulată pe perioada zilelor sărbătorilor care s-au încheiat. Facem jogging, mergem la sală, apelăm la nutriționist sau încercăm o dietă pe cont propriu. Sunt mai multe metode vehiculate. Nu este paradoxal, dar în același timp putem vorbi despre faptul că într-o cură de slăbire, într-o încercare de a reduce din numărul kilogramelor acumulate, cel mai important lucru este, până la urmă, alimentația. Încercăm să aflăm mai multe lucruri despre cum putem face ceea ce ne propunem în materie de slăbit, de redus, de renunțat la kilogramele în plus, împreună cu Dan Alexandru Lupu, nutriționist. Bună seara și bine ați venit la Vocile Iașului. Bună seara și bine v-am găsit. Este înfometarea o greșeală clasică a celor care încearcă să renunțe la kilogramele acumulate? Sau care sunt, nu știu, regulile principale, punctele cardinale atunci când cineva încearcă sau își propune să piardă ceva din greutatea acumulată? Da, înfometarea este o greșeală și, în general, dietele nu sunt prea bune. Cei care vor să slăbească multe kilograme, cel puțin, nu se pot folosi de niciun fel de dietă. Singura soluție în cazul lor ar fi să-și schimbe regimul de viață. Nu doar alimentația, căci probabil mai e ceva greșit în ce fac, nu numai ceea ce mănâncă și cât mănâncă și cum mănâncă. Efectiv, regimul de viață și să-și schimbe ceea ce mănâncă. Deci și ceea ce mănâncă și, în general, probabil și cantitatea. Dacă însă ești ca acum după sărbători și ai doar câteva kilograme în plus, într-o astfel de situație, poate că o dietă de câteva zile, nu neapărat o dietă după cu nume celebru sau pur și simplu o dietă simplă, da, pe care și-ar permite oricine. Proprie, după cum își cunoaște fiecare organismul mai bine, te-ar putea ajuta să scapi de cele 1, 2, 3 kilograme în plus eventual care le-ai acumulat cu ocazia sărbătorilor sau după ceva petreceri, cum se mai fac pe la noi, pe la români. Spuneați că există 4 sau, nu știu, 5 reguli mari. Ele ar fi destul de multe, dar m-am gândit eu odată, ar fi vreo 4 poate mai importante pentru a ne bucura de o siluetă bună și de o stare bună de sănătate. Și anume, o primă regulă ar fi că noi trebuie să mâncăm mai mult mâncare crudă decât mâncăm de obicei. Foarte multă lume, deci cred că peste 90% din populația globului, 80% oricum, mănâncă prea multă mâncare gătită. Un medic elvețian pe numele său Paul Kuchkov a demonstrat științific încă de prin anul 1930 că organismul nu poate funcționa bine atunci când se mănâncă mai puțin de 50% mâncare crudă. El se simte invadat, atacat. Este ca și cum ar avea o infecție în organism. Ori noi... Crește numărul de calorii atunci când mâncarea este gătită? Sau care e explicația? Crește, se pierd nutrienții, enzimele, vitaminele. Mâncarea devine mai greu de digerat și atunci organismul nostru consumă mult mai multă energie și sărăcesc, ca să spun așa, deci conținutul în apă scade și încă alte dezavantaje prezintă mâncarea gătită. Bun, o primă regulă este aceea de a mânca... Să mâncăm mai multă mâncare crudă. Mai puțin gătită. Fructe, salate de fructe, salate, sucuri de fructe și felul în acestea care să conțină mâncare crudă. Deci neprelucrată termic, nefiartă, neprăjită, necoaptă sau mai știu în ce fel. Ar fi o regulă. Este mai mult o regulă generală decât o regulă neapărat de a ține o dietă. Da, da. Deci este bine în general, mai ales acum după fripturi, cărnați, caltaboși, ce se mai mănâncă. Să trecem la salată, simplu. Sarmale și tot felul, da, este bine câteva zile. Nu e o trecere prea bruscă pentru organism?
Este un pic bruscă, dar nu am spus de acum că o să trecem la ceva de tipul rău vegan, adică de mâncat 100%. Mai mâncăm și puțină brânză, poate, sau puțină carne, dar în cantități mult mai mici și combinate cu salate, fără pâine eventual. Deoarece o regulă numărul 2 ar trebui să combinăm corect alimentele. Bun, am ajuns la regula numărul 2. Pare ceva mai complicat. Cum le combinăm? Este mai complicat, da. Timpul alocat nu ne permite să dezvoltăm, dar este clar că anumite combinații nu ne fac bine. De exemplu, fructele se mănâncă numai și numai și numai pe stomacul gol, deoarece digestia fructelor are loc o parte în gură atunci când le mestecăm și cealaltă parte mai mult în stomac. În intestinul subțire. Și ideea este că dacă nu avem mâncare în stomac, digerată sau parțial digerată, oricum ar fi, în ce stadiu al digestiei ar fi, atunci când ingerăm fructele, fructele se vor bloca și în loc să tranziteze rapid stomacul, cum s-ar întâmpla dacă el ar fi gol fără mâncare, se blochează acolo și apar fenomene de fermentație, putrefacție și practic în timp aceste aspecte pot să ducă la să facem boli cronice. Deci fructele pe stomacul gol. Fructele, de asemenea, în general tot ce este dulce, deci deserturile, este o mare greșeală a fi mâncate la sfârșitul mesei. Ele ar trebui mâncate ca și fructele, cu cel puțin 30 de minute, 45 de minute înainte de masă sau între mese, ca și gustări. Îți plac prăjiturile, ciocolata, dulciurile, nu este o problemă. Nu chiar zilnic poți să mănânci, dar le mănânci la ora 11-12 în loc de gustare sau un pic înainte de masă, dar nu la sfârșitul mesei. Și se combină cu fructele sau dacă se pot, dar fructe, nu este jumătate de oră înainte de masă, atunci nu mai mâncăm și se pot combina, dulce. Dar nu este de preferat. Fructele este bine să le, de exemplu, fructe se pot mânca foarte bine dimineața până la prânz. Deci o idee foarte bună de a servi un mic dejun, mai ales acum după sărbători, pentru o bună detoxifiere este de mâncat fructe cât mai mult. Până la ora 12 sau 1, dacă s-ar putea, ar trebui să mâncăm doar sucuri, de băut un suc de fructe de dimineață pe stomacul gol și pe urmă de mâncat o dată sau de două ori fructe. Dar dacă le mâncăm seara, ce se întâmplă? Există și această practică a celor care nu mai mănâncă seara foarte târziu și ca să înlocuiască cu ceva lucrul stomacului, se trece la fructe. Da, ultima masă a zilei ar fi de preferat să aibă loc până în ora 20 și da, ultima masă, chiar și mai târziu de ora 20, s-ar putea mânca fructe, dar după același principiu. Deci ultima masă înainte de aceste fructe să fie avut loc cu suficient timp înainte, astfel încât digestia să fie avut loc. Deci 3 ore poate, 4 chiar. Și se pot mânca cu atenție, însă deoarece fructele de tipul citricelor sau alte fructe care au conținut și kiwi-ul, mă rog, care au conținut ridicat de vitamina C, ar putea să ne energizeze și s-ar putea să nu să mai... Să nu ne lase să dormim. Să dormim, da, să aibă efect. Ce alte combinații ar mai fi demne de amintit aici? În general, deci, verdețurile merg cu orice, deci și cu carne și cu brânză și cu verdețuri între ele și cu legume. Este o idee proastă la un moment dat să mâncăm pâine. De ce la un moment dat oamenii atunci când nu mănâncă... Care este acel moment dat? Adică putem să-l identificăm? Până la urmă pâinea are avantajele ei, probabil. Are avantajele ei, dar pâinea din făină albă este aproape ca un fel, putem încadra la categoria dulcilor, mă rog. E categoria alimentelor cu un alt conținut în carbohidrați. Și atunci carbohidrații nu merg combinați cu proteinele, deci pâinea nu prea merge nici cu brânza, nici cu carnea. De aceea este un avantaj la un moment dat și ai șansa să slăbești eliminând pâinea, nu neapărat datorită caloriilor pe care are pâinea în sine. Este adevărat că are și a calorii și e rău, fiindcă sunt oameni și am avut clienți și chiar cunoștințe și prieteni care mâncau o pâine și jumătate pe zi, ceea ce este cam mult. Dar prin faptul că ea face o combinație proastă pâine, atât cu brânza cât și cu carnea, la un moment dat se creează un surplus de aciditate și asta cam ăsta ar putea fi un fel de mecanism. Întâi avem prea multă aciditate în organism și apoi apare și țesutul adipos în exces.
Deci ideea care de trebuie să o reținem este să nu combinăm pâinea cu brânza sau carnea. Da, nu este o idee prea bună. De asemenea, nici cartofii, sub nicio formă gătiți, ei nu merg cu carnea. Deci nici chiar pește cu orez sau, da, căci orezul, pastele, cam la fel intră în categoria asta carbohidraților și nu prea se potrivesc. Mai avem combinații pe care să le amintim sau trecem la a treia regulă? Putem trece la a treia regulă, că oricum ar fi multe. Care este aceea? Ar fi, și iarăși este o regulă care se potrivește mai acum, mai ales acum după sărbători sau după excese alimentare, este aceea să mâncăm mese simple. Ce înseamnă mese simple? Fără simple, mai multe feluri sau? Da, exact, exact, foarte bine ați spus. Deci vrei să mănânci sarmale, e bine, mănâncă sarmale, dar mănâncă doar sarmale la masa respectivă. Nu trei feluri cu antreuri, gustări, nu știu ce, felul întâi, ciorbe. Adică numai întâi o ciorbă, apoi sarmale și apoi... Da, deci cu cât mai puține feluri și de asemenea conținutul acelei mese să conțină cât mai puțin din produse rafinate, de tipul conservelor, mai știu ce chestii cu sare multă, cu zahăr mult, cu... Deci un fel simplu, cu câteva 3, 4, 5 ingrediente care să fie în... conținut în acea masă, nu mai mult. A patra regulă? Și a patra e și asta una de bun simț. Ar fi bine și se potrivește și a, bineînțeles. Să facem acum sport sau care? Nu, că vorbesc doar din punct de vedere alimentar, da? Bineînțeles că sportul este minunat sau mișcare să facem din când în când. Să mâncăm mese rezonabile. Rezonabil. E un cuvânt care trebuie să-l mai... în cantități, ceva mai în cantități adică destul de mici, până se umflă stomacul. Se știe în principiu că senzația de sațietate apare de obicei cam la 20 de minute după ce termin de mâncat. Un lucru foarte util pe care pot să-l facă telespectatorii și chiar ar trebui să facă, să se străduiască în acest sens, este să mestece foarte bine mâncarea. Deoarece mestecând mult mâncare avem șanse să ne simțim sătui mai repede cumva ne decât păcălim dacă... singuri sau, nu e sau păcălim organismul? Truc chiar, dar pur și simplu mestecând, deci apare mai repede acea senzație de sațietate. Așa, dacă înfuleci repede, ai mâncat foarte repede, mult și pe urmă și deodată ai stomacul greu, parcă ai o piatră acolo sau... Sportul e o opțiune, ne ajută? Ne ajută, cum să nu. Cât de mult? Sportul în general este foarte bun, așa cum am și scris la un moment dat. Un aspect poate mai puțin cunoscut pentru unii telespectatori este, pe lângă oxigenarea creierilor, a organismului pe care îl obții și multe avantaje și pentru mușchi și așa, în ceea ce privește organismul uman, este faptul că noi avem limfă în organism. Acest lichid care este în general cam de 4 ori în cantitate mai mare decât sângele. Dar limfa, spre deosebire de sânge, nu are inimă, nu are un sistem, nu are întoarcerea venoasă, acele valve care se întoarcă. Și atunci o modalitate prin care noi ajutăm limfa să se miște, să circule mai bine prin organism este mișcarea și respirația chiar, căci mișcarea diafragmei și a plămânilor și așa. Deci ar trebui să respirăm cât mai corect, cât mai bine, cât mai profund și pe toate nivelele și spre clavicule și în partea superioară a plămânilor, nu numai abdominal. Și de asemenea și prin mișcarea în general a organismului se pune limfa în mișcare. De ce este acest lucru foarte important? Deoarece printr-o bună mișcare a limfii noi ajutăm la detoxifiere, la eliminarea deșeurilor, a toxinelor, a celulelor moarte, căci prin limfă se realizează acest lucru. Autosugestia poate fi de folos? Și autosugestia, dar și gândirea bună, frumoasă, a gândurilor plăcute, de prietenie, dragoste, de o stare de bine, de senzație, căci conform cercetărilor se spune că poți să mănânci extrem de sănătos, cel mai sănătos din lume, dar dacă ești nervos, supărat, stresat, ești într-o stare de depresie, nervi, mănânci, îți aduci aminte de meciul, cearta cu șeful sau așa, deci printr-o atitudine, o trăire nepotrivită în timpul mesei și după, se poate crea aciditate în organism.
Dacă cineva dorește să renunțe la kilogramele acumulate acum, dacă respectă cele patru reguli despre care am vorbit până acum, reușește? Cam care ar fi timpul sau orizontul de timp? Trebuie să-și propună ceva realist. Deci o schimbare așa mai de efect ar fi bună să o perioadă mai bună de încercat un nou tip de alimentație, o schimbare așa mai substanțială în felul în care mănânci, și eu aș recomanda cam 21 de zile. Dar chiar și o săptămână ar fi bună, să spunem, pentru 2-3 kg. Este bine să se mănânce multă hrană alcalină atunci când vrei să scapi. Ce înseamnă hrană alcalină? Cum explicăm telespectatorilor? Deci, mare parte din fructe sunt considerate alcaline, inclusiv citricele sau lămâia, deși ea este acidă, odată ingerată în interior creează o reacție alcalină. De asemenea, chiar și cartofii copți la cuptor. Adică arde grăsimile sunt, sau da, deoarece vă spuneam că în general întâi primul pas este că noi avem prea multă aciditate în organism și după aceea apare și îngrășarea, deci dezvoltarea țesutului adipos. Mâncând mai mult alcalin, de exemplu cruditățile, se știe de fapt că o metodă ca să slăbești, ca să-ți schimbi dieta, este să mănânci crud, cum sunt acești raw vegani care în general nu mănâncă nimic produs de origine animală și mănâncă mult sau aproape totul crud. Este sănătos? Au șanse mai mari cei care sunt vegetariani în acest caz? Unii spun că e sănătos, alții că nu. Cum considerați dumneavoastră? Eu consider că pot să fii vegetarian, poate chiar și vegan, deși mai greu, dar și să reușești dacă mănânci suficient de variat și de corect și din toate, și fructe și legume și semințe și nuci, migdale și legume și toate acelea. Deci poți să fii, cred că, chiar și vegan, adică să consumi. Puteți să explicați ce înseamnă vegan? Da, deci asta vreau să spun. Deci să mănânci exclusiv hrană de origine vegetală și eventual miere, mă rog, și să extragi toate mineralele, vitamine, enzimele și toți nutrienții. Lucru pe care îl pot face mai ușor dacă ești doar vegetarian, adică să mănânci ovo lacto vegetarian, mă rog, să mănânci produse lactate, ouă, brânzeturi și. Dar se poate carne. Sau este sănătos să se mănânce doar crud, așa cum eu cred că nu. La începutul emisiunii? Eu cred că nu. Deoarece știți cum e ca și la mișcare, că tot am vorbit de mișcare. Dacă ai mașină și te sui mașină și mergi toată ziua cu mașina, ajungi acasă, te culci, n-ai prea făcut mișcare în ziua respectivă, că doar ai schimbat vitezele, ai pus frână și nu știu ce. Mai lași mașina deoparte și mai mergi și pe jos. Cam pe principiul acesta e și ideea cu raw vegan. Eu nu sunt de acord, fiindcă se lenevește, după părerea mea, organismul. De fapt, am citit undeva pe net, m-am gândit mai bine, m-am interesat, am cercetat și așa este, nu e chiar ideea mea. Deci și el trebuie să se lupte un pic, să mai extragă de acolo. Și sunt, de exemplu, cum sunt cerealele, care sunt mai greu de digerat în starea lor crudă. Ce rol au alcoolurile în aceste diete? Cum trebuie să se raporteze cineva la el? O bună întrebare. La alcoolul, orice tip de alcool până la urmă. Alcoolul în general ar trebui consumat destul de rar și cu moderație. Înainte de masă, după masă, doar la petreceri. Privește, eu cred că părerea mea sinceră că sunt un pic povești chestiile alea cum sunt în Franța sau că nu știu care tip de vin roșu trebuie la vânat, vin mai puțin roșu la nu știu ce, sau fiindcă mari nutriționiști au spus și am observat și la mine personal și la alții, îngreunează digestia. Bineînțeles, e cam greu să bei vin pe stomacul gol, dar putea să-l bei la vreo oră și jumătate, două după ce ai mâncat, deci când încă nu e chiar stomacul gol, deci când marea parte a digestiei a avut loc. Și cred că este o greșeală, de asemenea, cum se bea la noi în România, cu tăria înainte de masă. Nu e o bună pregătire pentru digestie. Mai degrabă ca în Franța o șampanie sau un alt fel de aperitiv, dar nu tării, gen coniac, vodka, whisky. Acele ar fi mai bine de băut la sfârșitul mesei. A, deci
Când se termină? Da. La fel, da. Țuica, tăriile. La fel, țuica, așa, băuturile încadrate, dar în categoria tăriilor este mai bine de băut. Dar cine vrea să scadă în greutate, trebuie să renunțe la Ar fi alcool? Bine pentru câteva, da, deoarece, ca și pâinea, cum am spus, și alcoolul are și el un aport caloric, 4 calorii pe gram are și alcoolul. Și în plus mai există riscul, sunt persoane și cazuri când odată ce bem alcool ne sporește pofta de mâncare și atunci suntem tentați să mâncăm mai mult la masa respectivă, ceea ce înseamnă un aport caloric suplimentar pe lângă alcool și cantitatea mărită de hrană. Cum trebuie să privim sau cum să ne raportăm la alimentele de acum, acestea plante modificate genetic, nu doar plante, alimente în principiu provenite din ori plante, ori cred că ar trebui citite etichetele alimentelor. Produse cu coloranți, cu multe euri. Foarte bine, foarte bine citite cu atenție, documentate, eventual să ne mai informăm ce înseamnă nu știu ce substanță, nu știu ce euri sau așa. De încercat să sprijinim agricultura, cel puțin vara și cât sunt, și chiar și acum iarna, de mâncat rădăcinoase, deci ce mai este prin piață, sfeclă, păstârnac, țelină și tot ce mai sunt dintre rădăcinoase, deci de mâncat, că se și spune că este mai bine să mănânci mâncare din zona din care ești, deoarece energetic este mai compatibilă cu tine decât nu știu ce exotisme, fructe și alte legume ciudate aduse de la mii și mii de kilometri, care noi nu rezonăm la fel de bine. Somnul are o influență asupra modului în care trebuie să ținem o dietă? Odihna, în principiu. Odihna. Am vorbit despre mișcare, mișcarea este bună. Mișcarea este bună, respirația, alimentația. Da, sigur, și somnul este. De obicei, noi oamenii ne simțim mai bine cu ritmul ăsta circadian, deci în timpul zilei, deci de dormit noaptea, de preferat. Ai o petrecere, ai o nuntă, ai ceva, dar restul zilelor este bine să ne culcăm de vreme și de trezit de vreme, la fel. De ce este indicat, așa cum ați spus, să ultima masă să fie cel târziu la ora 20? Ce se întâmplă dacă cineva mănâncă la ora 23? Care este efectul asupra organismului? Efectele sunt mai multe și, de asemenea, că tot vorbeam de somn, unul din primele efecte ar putea fi că dormi rău sau chiar visezi urât. Mâncând ceva greu, mult greu digerabil, combinat cu alcool eventual, cu combinații greșite, cum spuneam mai devreme, și creează o stare de agitație, de nu poți să adormi sau adormi și nu te odihnești. Și iarăși este, că tot vorbeam de sărbători și de perioada asta, mai ales atunci când vrei să slăbești, la foarte multe persoane, inclusiv la mine, atunci că și eu am avut cu multe kilograme în plus față de cât am acum. A dumneavoastră sunteți și exemplu pentru dumneavoastră. Cum? Da, da, am experimentat destul de mult și pe mine însumi. Este bine, într-adevăr, să iei o masă ușoară, frugală, deci masa de seară, cina, atunci când vrei să scazi în greutate, fie mai puțin, fie mai mult, este bine de practicat. Dacă la multe deci, persoane, o cină ușoară. Masa de seară este practic cea mai importantă masa zilei, e o greșeală? Eu personal așa cred. Deci mie teoria aia că nici dimineața să nu mănânci prea mult, dar nici seara. Deci dimineața parcă mai bine cu fructe să încep până spre prânz și un prânz așa nici el foarte consistent și seara poate fi, mă rog, de la caz la caz, mai mult sau mai puțin consistent, dar oricum nu foarte. Cei care țin diete și li se face foame noaptea, nici nu pot dormi în continuare, ce trebuie să facă? Mănâncă tot fructe? Aici e o problemă mai complicată, știți, fiindcă anumite probleme ale noastre sunt fie de ordin psihic, emoțional sau, știți, de exemplu, frica de întuneric sau de înălțime poate să apară de la altceva sau chiar frica de înălțime de la un dezechilibru al urechii interne. Deci lucrurile sunt mai complicate. În situațiile acelea probabil ar trebui mers la un terapeut nutriționist de văzut de unde este cauza, fiindcă nu e normal să mănânci noaptea. Vin oamenii la nutriționist pentru acest scop de a scăpa de kilogramele acumulate? Să știți că mai vin. Sau da. Merg mai mult la sală, la fitness? Mai merg și la sală, dar unii mai vin și la nutriționist.
Trebuie combinată mișcarea cu sportul, pentru mișcarea cu alimentația, pentru că există posibilitatea de a face mișcare, dar nu e, nu știu dacă e indicată chiar în preajma orelor în care s-a luat masa. Nu, desigur că nu, că altfel ar fi un efort prea mare pentru organism, fiindcă digestia consumă cea mai multă energie din tot munca de la servici, bătutul covarelor și tot ce activitate poți să ai în general, deci fenomenul digestiei, al absorbției nutrienților, al excreției, deci consumă cea mai multă energie din organism. Și atunci sigur că nu este indicat să facem mișcare chiar imediat după ce am mâncat. Mai avem foarte puțin timp, voiam să mai întreb doar această practică mai veche de a trage, nu, a dormi după masă. Eu cred că oamenii sunt diferiți și cam câte bordeie, cum se spune, atâtea obicei. Deci pentru unii este bine să se odihnească, depinde și de vârstă, pentru unii pot să depinde și ce mănânci, starea de sănătate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului, domnul Dan Alexandru Lupu, nutriționist. Am discutat despre cum să slăbim eficient după zilele acestea de sărbători. Revenim după câteva momente, cum împreună cu Tudor Cihodaru, deputat din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu, de Vaslui. Am revenit la Vocile Iașului după o discuție despre cum să renunțăm la kilogramele acumulate în plus după perioada zilelor de sărbători. Trecem și la problemele pe care le-au avut unii dintre noi împreună cu medicul Tudor Cihodaru, deputat al Partidului Poporului Dan Diaconescu de Bârlad. E Bârlad, colegiul 4, circunscripția 31. Dar să știți că nu cred că este vorba de o localizare geografică. Apropo de politică. Da, apropo de politică și dacă vorbeați și de cura de slăbire sau ce s-a mai întâmplat de sărbători, nici aia nu are localizare geografică. Aici vorbim de lucruri globale, generale, aplicabile în general românilor și României. Nu poți să spui că o lege este valabilă doar pentru o anumită regiune a țării și o să vedem cum o să fie chestia cu regionalizarea sau că... Anumite... Este mitologie sau este adevărat că mâncăm foarte mult în perioada sărbătorilor? Ce se întâmplă la urgențe? Vin mulți pacienți datorită acestui obicei sau... Mihai, haideți să punem două chestii echilibrate. Pe de o parte există o patologie specifică a acestei perioade. Ne place sau nu, după 40 de ani de comunism, în care foamea era în gât, în clipa în care îți cumpărai bomboana de pe sub teșghea, iar sticla de whisky era bibelou în vitrină, oamenii vor și altceva. Poate una dintre cele mai grele perioade comuniste, dincolo de partea culturală, când trebuia să-ți cumpere cartea la pachet sau discul de muzică simfonică împreună cu cele care îl preamăreau pe tovarășul, partea cu plăcerile alimentare era o altă problemă. Și într-adevăr, în perioada sărbătorilor se mănâncă. Ne place sau nu se mănâncă? Nu se mănâncă numai în România, se mănâncă în toată lumea asta. Iar românii, într-o țară în care vorba aceea este cea mai bună mâncare, cea mai bună băutură, este greu de crezut că nu vor apărea și excese. Deci asta e problema până la urmă, excesul. Și nu numai, pentru că pe o anumită perioadă am înregistrat într-adevăr o creștere, cam cu 10-15% acestei patologii sezoniere, dar pe măsură ce anii au trecut s-a ajuns la un anumit echilibru. Cam același număr de pacienți ajung la urgență în această perioadă. Sunt în general cei care au o patologie cronică, fie cardiacă, fie digestivă, fie metabolică, fie neurologică și care nu prea respectă indicațiile medicale. Sunt și cei care spun, doamne, hai să oprim medicația în această perioadă ca să putem să mâncăm și să bem liniștiți. Și evident că dezechilibrele apar. Sunt și cei care au o patologie traumatică în această perioadă. Au fost suficient de multe accidente legate de traumatismele prin petardă, multe dintre ele cu probleme majore. Iar astea chiar sunt specifice. Deci ar trebui să nu apară, sunt interzise, nu se comercializează, decât la, asta știți cu respectat, avem legi, ele se respectă ca patologia de sărbători. Iar ceea ce a fost îngrijorător, aș putea spune în acești ani, iar anul acesta în mod special, a fost consumul de alcool la tineri. La tineri deja vorbesc de cei sub 18 ani. Au fost 16 cazuri la pediatrie în această perioadă. 4 dintre ele în comă. Păi avem o problemă. Dacă vorbeați tot de Vaslui, un tânăr de 15 ani a decedat în această perioadă în urma excesului de alcool. Înseamnă că
deși aveam o legislație care spune că alcoolul nu se comercializează la cei sub 18 ani, ceva nu se întâmplă în regulă pe zona aceasta. Poate l-a luat de acasă, poate nu l-a cumpărat neapărat. Există mai multe posibilități. Există alcoolul nesupravegheat, există și acea cutumă de a oferi tinerilor alcool. Aș putea spune că alcoolul provoacă în România mari pierderi din punct de vedere... Dar care e cutuma care, care dar știți că de multe regiuni oferă tinerilor alcool? Se oferă de la noi să bea și de bucurie și de tristețe, se bea uneori fără măsură și din păcate s-a pierdut acea bucurie. Avem vinuri extraordinare, mai ales în zona Iașului, nu putem uita Uricanul, nu putem, dar vinul, spune un vechi proverb, trebuie băut cu creierul și nu cu burta. Poate de aceea DCN-ul, ca să ia dacilor acea lavânt în care puteau să-și ghicească viitorul, a tăiat viile. Dau această stare halucinatorie, această stare în care ne simțim poate mai puternici, poate mai agresivi, apărăm și intrăm în sfera aceea medico-legală. Și de ce să nu spunem, în aceste zile au fost opriți șoferi în trafic cu alcoolemie 1,88 în aerul expirat. Asta înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult. Înseamnă că avem o problemă de cum percepem aceste sărbători și ceea ce înseamnă informare și educare. De asemenea, este o perioadă în care, spre deosebire de anii trecuți, constatăm și acel risc legat de consumul de substanțe interzise. Că sunt droguri de sinteză, așa zisele enobotanice, sau că sunt droguri de mare risc, ele au devenit, în urma anilor de comercializare, un fenomen întâlnit. Clasic, aș putea spune. Iar de asta am recomandat mai ales tinerilor și tinerilor să aibă grijă la influența anturajului. Nu toți sunt neapărat consumatori de droguri. Dar anturajul își poate spune cuvântul în această perioadă și există chiar riscul ca într-o băutură neurmărită cu atenție să se pună și benardilul, așa zisul drog al violului, și multe se pot întâmpla de la aceste consumuri de substanțe. Deci echilibru, ce să vă spun, după o perioadă de sărbători vine celălalt și spune să nu mai bem sau dați cu salată după ce ai mâncat 5 kg de cărnați și ai mai pus și niște slănină și niște sarmale, mi-este greu să cred că... Adică o trecere prea bruscă, spune. Că efectele vor fi imediate. Dar întotdeauna cel mai bun agent terapeutic este prevenția. Știți, este proverbul clasic al medicinei, este mai ușor să previi decât să tratezi. Așa că dacă facem o tranziție... E greu să previi, adică să nu mănânci mult de sărbători. Mergi în vizite și așa mai departe. Nu e chiar dificil, atât de dificil, mai ales vorbeam de lucrurile care ne îngrijorează, apropo de alcool, de substanțe interzise, de riscurile de a te urca la volan băut. Acestea, dacă facem tranziție spre partea alaltă a legislativului, există acea lege pe care o am în Parlamentul României, care spune ca educația pentru sănătate să fie obligatorie în unitățile de învățământ. Adică în funcție de grupa de vârstă, că ești în ciclu primar, că ești în ciclu gimnazial, că ești la liceu, că ești la facultate, în funcție de categoria ta de vârstă să afli informații utile din acest domeniu. Și făcute, știți cum, nu la ora aia de dirigenție, când doamna profesoară nu are timp sau vrea să-și vadă planul de învățământ, nu la ora aia de biologie, unde doamna profesoară are alt target, altă țintă de informare a elevilor, ci să fie făcută cu cadrele medicale. Păi tot plătim taxe pe viciu, taxe pe substanțe de diverse. Acestea ar putea fi orientate pentru asigurarea acestui plan de învățământ. Și cred că este util, mai ales că ați văzut că doar unul din cinci români folosesc periuța și pasta de dinți în mediul rural. Că se folosesc doar 4 săpunuri pe an sau un singur deodorant. Păi lucrurile astea țin de educație până la urmă. Iar dacă ți se va spune în școală, spală-te pe mâini când pleci de la toaletă, spală-te pe mâini când mănânci, folosește, de ce să nu spunem, de ce pudibândire, folosește prezervativul atunci când ai un anumit tip de relații. Lucrurile acestea pot fi utile în funcție de categoria de vârstă și pot duce la scăderea unei anumite patologii. Este că facem o paralelă, că vorbeam despre... Este problematic și faptul că multe din aceste lucruri, mulți tineri le află doar după ce ajung la urgențe? Este problematic că nu mai avem educare și informare corectă. Din păcate, sau din fericire, 80% din informație la ora actuală se ia de pe televiziune. Din acest punct de vedere, această educație pentru sănătate în școli mi-o doresc completată cu programe de informare în televiziune, fie că sunt, într-adevăr, și televiziunea privată are o anumită țintă și vrea să trăiască din publicitate, din emisiuni. Întrezăresc un proiect de lege la care vă gândiți? Da, e un proiect de lege în care să fie obligatorie difuzarea la ore de maxime audiențe. Obligatoriu ăsta poate să fie, dacă vreți,
la limita între obligatoriu și sunt convins că toți cei din media vor pune umărul la o campanie corectă de informare pe sănătate. Așa că la ora 19:30, când se deschide emisiunea dumneavoastră, putem vedea că 19 se deschide. Că alcoolul 19 când se deschide emisiunea dumneavoastră, că alcoolul dăunează grav sănătății și exact ce se întâmplă, că drogurile au următoarele efecte, că este riscant să te urci la volan băut. În America, de exemplu, în perioada sărbătorilor, există o campanie amplă de informare pe care o fac posturile TV sau cele radio și se aude aproape că îți vine să închizi și radioul și televizorul. If you drink, don't drive. Dacă bei, nu condu. Lucrurile acestea, dacă ar putea fi cunoscute, mediatizate și asigurat pe de-o parte printr-o campanie, bine, de ce nu? Sunt firmele de taximetrie care obțin o autorizație. Sunt lucruri care trebuie, de fapt, învățate și în școală și în familie? Trebuie să ajungem să le învățăm neapărat de la televizor? Sau? Din păcate, Cum vedeți dumneavoastră acest proiect? Eu văd acest proiect făcut combinat, pentru că fiecare are rolul lui. Este greu să le spun eu părinților ce să facă la ei în casă, pentru că ei știu poate mai bine decât ceea ce le spunem noi. Dar ca să aibă baza informațională, trebuie să fie învățat și ei la rândul lor ceea ce trebuie să le spună copiilor la anumită grupă de vârstă. Iar aceste lucruri nu le pot afla și ei decât din școală. Iar dacă această materie, educație pentru sănătate, nu ar fi doar o chestie opțională, ci să fie acolo pe materia de învățământ, cu notă, cu cadre specializate și vorbesc de medici, de asistenți, de psihologi, sunt convins că această perioadă a sărbătorilor ar fi mai ușor de trecut de mulți dintre noi. Pe de altă parte, și de ce să nu spunem lucrurilor pe nume? Este o perioadă în care răul se vinde cel mai bine. Răul se vinde cel mai bine inclusiv în industria mediatică. Accidentele, crima, violul, țin de multe ori evenimentul mai evenimentul ales într-o perioadă în care, de ce să nu spunem, de sărbători, activitatea din alte domenii, stil politic, este mult redusă. Așa că orice eveniment petrecut în această perioadă devine atrage atenția mult mai mult. O știre de senzație. Nimic rău în asta, nu pot să fac și nici n-am intenționat vreodată politica trustului TV, dar pe de o parte atunci când vedem un accident aș vrea să văd și pe acea parte de informare. Nu vă urcați băut la volan, puneți-vă centura de siguranță, circulați cu anumită viteză, faceți toate aceste lucruri, pentru că dincolo de senzațional putem să folosim acea parte de educație care este mult mai ușor de ingerat, dacă vreți, vă vorbim de sărbători, în această perioadă dacă este suprapusă și cu o parte de informare. Ce se întâmplă? A fost pauză. Ce se întâmplă din punct de vedere politic? Urmează legea sănătății sau proiectul care a fost dezbătut în vara anului trecut și până în toamna anului trecut? Urmează să intre în vigoare? Cum? Este interesant că mă întrebați pe mine. Sunteți în Parlament. Este interesant că mă întrebați pe mine, pentru că eu am zis de 1000 de ori că sub plapăma acestui conflict politic, suspendare, nesuspendare, politică pură până la urmă, unele legi care ne influențează viața la modul direct, educația, sănătatea, ordinea publică, se strecoară acolo pe undeva prin spate. Sunt membru al Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților și a fost... Ați fost și sunteți, nu? Adică am fost și sunt și probabil că vom mai fi. Și vreau să vă spun din acest punct de vedere, partidul pe care îl reprezint a arătat importanța acestei comisii de sănătate, delegând în Comisia de Sănătate liderul de grup de la Camera Deputaților. Deci domnul Popa, liderul de grup, a venit în Comisia de Sănătate. Pe de altă parte, dacă vorbim despre acreditarea, investirea, confirmarea domnului ministru Nicolaescu, am cerut în momentul... Sunteți un critic, înțeleg. Sunt un critic, sunt un om care observă lucrurile și arată ce este bine și ce este rău în sistemul medical și ce ar trebui făcut. 13 întrebări am pus domnului ministru Nicolaescu în momentul investirii. Din punct de vedere politic deja înseamnă un atac, 13 întrebări. Nu înseamnă un atac, înseamnă domnul ministru vrea să ne arate că știe ce trebuie făcut în sistem, probabil că are argumente și probabil că o să-și respecte promisiunile din campania electorală, că le-am auzit cu toții până aici. Iar întrebările i s-a părut doamnei Nassar, președintei Comisiei de Sănătate, că sunt multe. De ele trebuiau răspuns cu da, nu, procent și dată. Ele spuneau cam așa, ce procent din PIB veți aloca sănătății? Nu mi s-a răspuns. Probabil nu s-a stabilit încă. Este ministrul sănătății care vrea investirea în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților.
Măcar care sunt obiectivele lui pe acest mandat. Obiectivele lui, da. Când se vor înființa spitale desființate? Promisiunea USL-ului că se vor înființa toate spitalele desființate și transmit și domnului Emacu, deputatul de colegiul numărul 8, Copou, că poate are în vedere că are un spital desființat în zonă. Când se vor face spitale regionale de urgență? Proiectul pe care l-am auzit în frumoase campanii electorale, în care în clipuri electorale ale tuturor celor care au câștigat alegerile locale sau parlamentare. Vreau să-l văd și eu când. Este firesc, este firesc. Când se vor debloca posturile din sănătate? Ce se va face cu taxa clawback? Când se vor, și aici vă spun de la început, că voi face un amendament pe buget prin care să se aloce către Institutul Cantacuzino 10 milioane de euro, acei bani necesare deschiderii liniei de producție. Sau amendament pe buget, încă 10 milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgență Iași. Și încă 10 milioane pe buget pentru a fi făcut acel centru de cardiologie intervenționale la Institutul de Cardiologie, pentru sectorul pediatric. Întrebările au continuat. Ce veți face pentru stimularea natalității? Ce veți face cu legea coplății? Pentru că știți că am pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, am proiectul de lege care prevede eliminarea coplății. Întrebări sunt foarte multe. Această sunt clare. Sunt și foarte multe și clare. Îmi imaginez că dacă dumneavoastră ați formulat deja 13, sunt și alți deputați care formulează la fel foarte multe. Sunt și întrebări care vin din partea celor care lucrează în sistem, desigur, așa cum o faceți și dumneavoastră. Aici avem multe probleme apropo de nivelul de competență a celor care alcătuiesc aceste comisii ale Camerei Deputaților. Dar până la urmă toți sunt aleși și au dreptul să-și spună cuvântul. Dar domnul ministru Nicolaescu nu mi-a răspuns la niciuna din aceste întrebări. Iar doamna Nassar m-a întrebat la finalul răspunsului domnului ministru dacă îl voi vota pe domnul Nicolaescu. Și am zis da, că va avea votul meu, dar negativ. Pentru că nu este normal după ce ai stat 6 luni înainte, după ce ai mai avut un mandat de ministru al sănătății, după ce ai promis toate aceste lucruri în campania electorală, să nu-mi răspuns măcar ca un proiect. Va avea susținerea mea pentru tot ceea ce înseamnă proiect medical corect în această țară, dar până una alta vrem să vedem acele promisiuni îndeplinite. Mă bucur chiar că în aceste zile este proiectul meu de lege copiat. Da, bine, copy-paste, sunt obișnuit cu astfel de lucruri. Cu Cardul Național de Sănătate, el se pune în funcțiune și sunt încântat că acest lucru va fi valabil începând cu acest an. Este un proiect la care țin și mă bucur că s-a realizat. L-aș fi vrut mai, apropo de copy-paste-ul ăla cu bucățele proaste, care nu sunt, fac dintr-o lege care ar trebui să fie bună, o lege mai fleșcăită. Pe cardul acesta național de sănătate vreau să se reglementeze mult mai clar și mult mai facil procedura privind donarea de organe. Știți că avem o problemă la nivel național, lucrurile acestea nu sunt reglementate în ceea ce privește donatorii de organe. Vroiam și niște facilități oferite pentru cei care, din punctul de vedere al asigurărilor de sănătate, pentru cei acest care... Acest lucru nu va fi periat în atunci când proiectul de lege a sănătății va trece prin comisie? Prin comisia... Mihaiuc, Cardul Național de Sănătate se eliberează de la 1 ianuarie. Nu, mă refer la organe. Păi da, este pe proiectul că ce va conține ca informație Cardul Național de Sănătate. Sunt acele date care previn, datele generale, inclusiv bolile cronice, bolile acute. Mi-aș fi dorit să fie acea patologie care ține de alergii, să se știe tot într-un anumit moment, în clipa în care poate ajungeți în stare de comă la urgențe, accesăm cardul de sănătate. Am înțeles că sunt mulți care își pun dileme etice apropo de, știți, etica de bahloi, aia care o faci când te uiți în oglindă și îți spui, doamne, ce am mai făcut astăzi, mai joc într-un clip electoral al primăriei, etica aia de bahloi nu se potrivește cu etica europeană, care spune că aceste proiecte funcționează în întreaga lume și că pot fi un instrument facil în asigurarea cu ușurință a sănătății în condiții de urgență. Deci Cardul Național de Sănătate este un proiect alături de care mi-a ieșit până la urmă, la fel ca și cel cu sancționarea aspră agresiunii împotriva cadrelor medicale. Mai vreau să știți pe legea sănătății și nu numai. Trece pe la dumneavoastră prin comisie din nou, anul acesta? Păi dar n-a ajuns niciodată. Deci legea sănătății n-a ajuns în Comisia de Sănătate. A fost în dezbatere în Parlament, să spunem. N-a fost în dezbatere în Parlament. Nu în Parlament. Deci proiectul legii sănătății, ăla mult discutat din februarie, a fost pus pe site-ul Ministerului, s-au făcut diverse consultări publice. Din păcate, tare mi-este că s-au făcut doar cosmetizări la acea lege și, de fapt, lucrurile, cum ar fi coplata, au rămas acolo. Eu vreau să văd o atitudine clară, pentru că în campania electorală, cei din USL ne-au spus, doamne, nu, coplata este rea. Deci mie mi s-a părut întotdeauna traseismul ăsta de idei.
atât de periculos. Ne-au spus una înainte de campanie electorală. De asta nici nu am avut buget în Parlament până în acest moment. Și facem un bilanț, domnul Haic. Deci a venit 1 ianuarie și spunem așa, 10% scumpirea energiei electrice, 10% scumpirea gazelor, da? 5% acciza pe motorină, 16%, chiar sunt curios ce va face primăria Iași apropo de taxele și impozitele locale, pe asta înseamnă dintr-o dată cât, domnul Mihai? 50%. Guvernul Boc a tăiat 25% și am fost... Nu țin neapărat de guvern, exemplu, la motorină. Accizele, creșterea accizelor. E adevărat că lovește cumva puterea de cumpărare. Eu am promis aceste lucruri în campanie electorală. Nu, eu trebuie să demonstrez ceva. Oamenii aceștia ne-au spus că de pe momentul în care vor prelua guvernarea, toate aceste lucruri vor fi reglementate. Iar noi ne trezim că de pe 1 ianuarie avem de fapt veniturile cu cel puțin 25% mai mici. Bine, cosmetizate, spus sub altă formă, știți, nu tăiem pensii și salarii, dar vă punem 10% la curent, 10% la gaz, 5% la motorină și 16% la impozite. Vă dați seama că aceste lucruri vor crește exponențial. Iar la întrebarea, apropo de coplată, domnul Nicolescu a spus clar că el va pune această coplată. Cât va fi valoarea? Tare mi este că, știți, de la... Oricum este inutilă. Pe taxa pe viciu se vorbește că a fost, sau s-a făcut o evaluare prin care se vorbea că a dublat bugetul ministerului atunci când a fost introdusă. Eu am cerut la un moment dat Ministerului Sănătății să-mi facă și mie o raportare apropo de unde se duc acești bani colectați din taxa de viciu. Sincer să fiu, nu am văzut clar că ei s-ar duce pe sectoare mari ale sănătății și aș vrea să fac într-adevăr, doamne, s-au dus aici, s-au făcut 3 spitale, s-a făcut aia. Mă uitam triumfalist că se anunță de pe 1 ianuarie că s-a mai interzis fumatul nu știu care parc, eu nu zic că fumatul este bun, ferească, deci nici contra. Dar mă uitam la ipocrizia celor care fac legi în acest domeniu. Nu am văzut ca cineva să ajungă la urgențe în urma, nu știu cum, cu un accident rutier sau cu agresiune în urma faptului că a fumat o țigară. Dar alcoolul mi-aduce cel puțin 3 pacienți în fiecare zi, care costă cel puțin 1500 de euro fiecare. Am făcut un calcul anual că o tranșă de femei îi dăm pentru cei care ajung în urma excesului de alcool în serviciile de urgență. Păi am o lege în Parlamentul României care spune, da, domnule, ai băut, n-ai știut să te oprești. Dar nu e nici fatalitate, nu e nici accident, nu e nici boală genetică. În clipul în care ajungi la urgențe, noi te tratăm. Deci nicio discriminare. Dar la sfârșit, scoate și mata din buzunar niște bani, 30% din valoarea tratamentului medical sau fă muncă în folosul comunității. Că în timp ce tu luai resursa medicală și ca oameni, și ca spațiu, și ca dificultate, o doamnă cu infarct ar putea să aștepte. Unde credeți că se duc acei bani din taxa pe viciu? Ați spus că ați adresat întrebări, nu prea ați primit răspuns, dar fiind în sistem, aici, puteți avea o idee. Eu mă uitam la atitudinea generală a guvernanților și a celor care conduc ministerele. Răspunsurile astea sunt făcute mai mult de... Într-un stil birocratic, nu? Nu, sunt făcute mai mult ca să nu spună că n-au dat un răspuns. Și de altfel sunt numeroase instituții publice ca, știți, vă abărim, domnul Mihai, vă dăm un răspuns la care, de fapt, mai trebuie să mă mai întrebați odată și încă o dată și încă o dată. Și mai am întrebări și interpelări adresate inclusiv autorităților din Iași, la care încă aștept răspunsul și o să vi-l spun în emisiune, pentru că sunt lucruri de interes. De ce ați vorbit, oameni buni, despre Spitalul Regional de Urgență, dacă nici măcar nu știați pe care colină vreți să-l puneți? Cât v-au costat studiile alea de fezabilitate, de mutat? Am mai auzisem că mai vrea să facă cineva spital și, nu știu, pe la Cug, pe scheletul fabricii sau, nu știu. Deci, mâine o să mai inventeze și probabil o nouă colină pe care să mai facă un spital. Lucrurile acestea trebuie să aibă răspunsuri ferme. Dar, dincolo de aceste lucruri, este firesc să spun ce am făcut în mandatul celălalt. Și sunt 187 de proiecte legislative, din care sunt, cu ciuda faptului că am fost mereu în opoziție, prin ceea ce declar, sunt pe locul 2 ca proiecte legislative adoptate. Se poate. Există acea artă, dacă vreți să susții pe argument anumite proiecte de lege și dacă un parlamentar ca mine, care le spune lucrurilor pe nume și care se luptă pentru oameni în Parlament, reușește să fie pe locul 2 în Parlament, înseamnă că lucrurile acestea se pot realiza. Sunt 535 de luări de cuvânt în plen. Sunt 57 de întrebări și interpelări. De ce nu ați mai candidat la Iași?
V-am spus încă o dată lucrurile foarte clar. În momentul în care s-a pus problema să candideze în Iași, domnul Nichita a spus foarte clar că nu este de a, pe care îl contracandidase la primăria Iași, a spus foarte clar nu, că din intrarea, partea Partidului Poporului, nu avea nicio treabă. Din partea intrării, deci USL, UNPR-ului, USL, a fost condiții foarte clare, nu candidează Ciuhodarul la Iași. Îl deranjează foarte mult că am candidat la alegerile locale și că i-am creat din partea probleme. Partidului Poporului. Mai avem foarte, foarte puțin. A fost o propunere a organizației de acolo. A fost un colegiu extrem de greu care era adjudecat cu 50% plus 1 încă de la parlamentarele trecute. Trebuia să fie un om care să arate că a făcut ceva și că poate face ceva. Și m-am zis că partea aia de geografie, eu sunt parlamentar a acestei țări, indiferent din care zonă vin, iar acele proiecte legislative, cum sunt cele interzise nobotanicele, eliminarea coplații, și o să vorbim despre dosarul profesional și dosarul medical acelor care ajung în funcții publice, ca să nu mai se fofileze atunci când îi caută DNA-ul. Am ajuns la finalul emisiunii. Îmi pare rău că a trecut mult prea repede, dar e vă adevărat? Spun de pe acum că activitatea parlamentară va fi la fel de intensă. Sunt multe probleme ale Iașului, ale Moldovei și ale întregii României, care nu vor rămâne nesancționate de un parlamentar aflat deocamdată în opoziție. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului, așa cum ne-a obișnuit într-un ritm alert domnul Tudor Cizadaru. Ca la urgență, așa trebuie să fie activitatea parlamentară, domnul Mihai. Știți cum țin aceștia legile în sertare și în loc să dea drumul la legile care ne interesează și v-am zis de sănătate, doar una dintre ele, stau și fac politică doar de dragul politicii. Vocile Iașului, arondigi24.ro, adresa de e-mail la emisiunii noastre. Sunt Ovidiu Mihăiuc și vă urez seară liniștită. Vă aștept mâine seară din nou de la ora 19.